În continuare, considerăm cazul în care avem trei produse, A, B și C. Știm că al doilea produs cumpărat va avea o reducere de 60% pentru produsul A, de 75% pentru produsul B, de 50% pentru produsul C. Și atunci, va trebui să determinăm prețul produselor A, B, C, știind că în cazul în care cumpărăm câte un singur produs din fiecare, plătim 26 de euro. Dacă vom cumpăra câte două produse din fiecare, deci fiecare al doilea produs va fi la reducere, plătim 35,2 euro, iar în cazul în care nu cumpărăm niciun produs de tipul A, am plătit la fel dacă am cumpăra două produse B și unul C sau un produs B și două produse C. Deci în aceste condiții trebuie să aflăm prețurile notate cu X, Y, Z pentru fiecare produs. Mai întâi, să determinăm prețurile reduse. Preț redus. Prețul redus pentru A va fi X minus 60 pe 100X. 60 pe 100X. Deci 40 pe 100X. Am putea să-l scriem 2 pe 5X. Pentru B, prețul redus este Y minus 75 pe 100Y. Deci 25 pe 100Y. Am putea să simplificăm și să-l scriem 1 pe 4Y. Iar pentru C, prețul redus este Z minus 50 pe 100Z. Deci este 50 pe 100Z. Putem să-l scriem 1 pe 2Z. Așadar, prețul redus pentru produsul A e 40 pe 100X, pentru produsul B scădem 75%, rămânem cu 25% din Y, iar pentru C scădem 50%, rămânem cu 50% din Z. Ceea ce înseamnă că dacă vom cumpăra două produse, din produsul A am plăti X plus 40 pe 100X, adică 140 pe 100X, din produsul B am plăti Y, primul produs e la preț întreg, plus 25 pe 100Y, prețul celui de-al doilea produs e redus. Deci 125 pe 100Y și două produse C ar costa Z, prețul primului produs, neredus, plus prețul redus al celui de-al doilea produs, adică 50 pe 100Z. Deci 150 pe 100Z. Și atunci, în cazul în care cumpărăm cât un produs din fiecare, vom plăti X plus Y plus Z, ceea ce înseamnă că X plus Y plus Z ar trebui să fie 26. X plus Y plus Z este 26. În cazul în care cumpărăm câte două produse din fiecare, prețul pentru două produse de tip A e 140 pe 100X, pentru două produse de tip B e 125 pe 100Y, iar pentru două produse de tip C, deoarece al doilea e la reducere, e 150 pe 100Z. Și atunci am plătit 140 pe 100X plus 125 pe 100Y plus 150 pe 100Z. Ori acesta este prețul de 35,2 euro. 35,2. Și de asemenea mai știm că dacă am cumpărat două produse B, adică 125 pe 100Y ar fi prețul, și un produs de tip C, acesta are prețul Z. Ar fi cât costă un produs de tip B, adică Y, plus două produse de tip C, adică 150 pe 100Z. E Y plus 150 pe 100Z. Și atunci avem că X plus Y plus Z e 26, înmulțim cu 100 a doua ecuație și obținem 140X plus 125Y plus 150Z, e 3520, iar din a treia ecuație rămânem cu 25Y, este 50Z. Deci Y e 2Z. Cum Y e 2Z, înlocuind în prima ecuație obținem X plus 2Z plus Z, adică X plus 3Z e 26, înlocuind Y-ul cu 2Z
aici avem 250Z cu 150Z, 400Z, deci a doua ecuație devine 400Z plus 140X e 3520 și rezolvând acest sistem de două ecuații cu două necunoscute, împărțim cu 10 în a doua ecuație și rămânem cu 14X plus 40Z e 352. Cum X e 26 minus 3Z, înlocuind, obținem o ecuație în Z de unde Z e 6. X-ul e 26 minus 3 ori 6 e 8, iar Y-ul e 2Z, adică 12. Așadar, prețurile inițiale, X, Y și Z, sunt 8, 12, respectiv 6 euro.